binecuvântat să fii Tu, Doamne, Tată, care locuiești în ceruri. Numele Tău cel Sfânt să fie înălțat în veci de veci. Binecuvântat să fii Tu între noi, cum ești binecuvântat în ceruri. Că Tu ești vrednic, Doamne, să primești lauda, mulțumirea, slava, cinstea, gloria și onoarea. Tu ești Dumnezeu suveran în universul acesta, Doamne, și nimeni nu este mai presus de Tine. Tu ești din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu. Tu ne-ai creat, ai Tăi suntem, Doamne. În mâna Ta sunt zilele vieților noastre și suntem recunoscători pentru Domnul Iisus Hristos, prin care ne-ai mântuit și ne-ai înfrățit la Golgota. Lăudat să fie numele Tău cel mare, Doamne. Prin harul Tău am ajuns această zi frumoasă. Prin bunătatea și prin îndurarea Ta am putut intra în casa aceasta de rugăciune, Doamne. Îți mulțumim din toată inima pentru că Ți-ai revărsat harul Tău peste noi, Doamne. Au venit aici frați și surori la această sărbătoare, Doamne, mulți slujitori. Ne-am strâns în casa Ta. Dar fără de prezența Ta totul ar fi, Doamne, o sărbătoare omenească. Dar prin prezența Ta e farmec întâlnirii noastre, Doamne, este harul Tău, este bunătatea Ta. Lăudat să fie numele Tău. Binecuvântat să fii Tu, Doamne, pentru frumusețea întâlnirii noastre. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești prezent între noi. Pentru ca tot ceea ce Tu ai plan să faci între noi, să faci, Doamne, cu deplină libertate. Numele Tău îl slăvim împreună. Numele Tău înălțăm în rugăciune. Numele Tău înălțăm în cântare, Doamne. Numele Tău înălțăm, Doamne, pentru că Tu ești bucuria noastră. Lăudat și binecuvântat să fii Tu și acum și în veci de veci. Amin. Tu ai fost mereu de partea mea, Domnul meu cel bun, ce datele să pare, în care să mă ascund. Special în dimineața aceasta ne vom închina înaintea lui Dumnezeu și
Mă gândeam acasă, eu n-am mai prins niciodată moment ca acesta în biserica noastră. Moment ca acesta să sărbătorim ieșirea la pensia unui păstor dintre noi. Ce frumos este lucrul acesta. Și zic din toată inima, Dumnezeu să fie slăvit. Așa să avem cu toții un cuvânt de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Știi ce m-am gândit? Și am să citesc câteva versete apoi și ne vom ruga lui Dumnezeu din Psalmul 46. Mă gândeam acasă că Dumnezeu așteaptă să venim înaintea lui cu mulțumire. Atâta bine ne-a făcut Dumnezeu în timpul priveciei noastre pe acest pământ. Și am crezut că întâlnirea aceasta frumoasă. De aceea, ce facem? Te laud, Domnul. Vă întreb în dimineața aceasta, Dumnezeu merită să fie lăudat. O, Doamne, motivează toată biserica mai mult decât pot să fac eu în dimineața aceasta. Dumnezeu să ne ajute și să ne motiveze să avem o rugăciune specială de mulțumire. Mărit să fie numele Domnului. Amin. Și faptul să ajunge aceste momente frumoase, păstorul bisericii noastre, fratele Tuțu, să sărbătorim acest eveniment deosebit. Dumnezeu a fost de partea Lui, de partea familiei dânsului, față de noi toți. Dumnezeu a avut atâta îndurare, atâta milă. De aceea, cu recunoștință, mă plec înaintea Lui. Mărit să fie numele Domnului. Vreau să citesc câteva cuvinte din Psalmul 46, primele 4 versete și jumătate din versetul 5. Un psalm pe care l-a scris fiul lui Core. O cântare, spune aici. Apoi, după aceste cuvinte, aș vrea să găsim fiecare motive de rugăciune, de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și așa cum stăm în picioare, apoi ne vom ruga lui Dumnezeu. Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării, de s-ar ridica până acolo, de să se cutremure munții. Este un râu are cărui zboare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanal. Dumnezeu este în mijlocul ei. De aceea, ea nu se clatină. Amin. Frumoase cuvinte. Amin. Deosebite. Dragii mei, avem promisiunea din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă vor fi evenimente în lumea aceasta, de să se ridice, să acoperă munții, Dumnezeu promite pentru fiecare dintre noi un adăpost. Este extraordinar. Așa am citit. La prezent, Dumnezeu este sprijinul și adăpostul nostru. Vă rog din toată inima Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea asta. Amin. Să avem o rugăciune fierbinte înaintea lui Dumnezeu, de mulțumire, de glorificare, de înălțare la adresa lui Dumnezeu. Cu toată biserica, ne rugăm lui Dumnezeu. Amin. Thank you.
versete, aș vrea să mai citesc tot din psalmul care fratele Cornel a citit, ultimele două versete. Versetul 10 și versetul 11 din psalmul 46. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Suntem astăzi aici, dragii mei, iubita adunare, iubiți frați, slujitori, suntem aici în casa Domnului ca să marcăm împreună sfârșitul unei etape de slujire a fratelui Tuțu. Nu este sfârșitul slujirii. Și acum vreau să folosesc cuvintele care dânsul le-a folosit atunci când a fost la predarea ștafetei fratelui Radu și spunea, nu este sfârșitul slujirii fratelui Radu, spunea atunci fratele Tuțu, pentru că fratele Radu încă n-a închis ochi. Vreau să spun și pentru fratele Tuțu că nu este sfârșitul slujirii, ci se sfârșește doar o etapă din slujire ca păstor principal în Biserica Betel, dar el va sluji în continuare. Dar vreau, dragii mei, să înțelegem că Dumnezeu este stăpân peste noi, peste întreaga noastră viață. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Dumnezeu are un plan cu cei tineri, Dumnezeu are un plan cu cei mai în vârstă, Dumnezeu are un plan cu femeile, Dumnezeu are un plan cu bărbații. Și Dumnezeu are o slujbă pentru fiecare care ne-a încredințat-o fiecăruia dintre noi. Și fiecare dintre noi aș dori ca să ne rugăm acum în rugăciunea următoare, ca Domnul să ne ajute să ne ducem la îndeplinire cu bine slujba care Domnul ne-a încredințat. Vedem și ne bucurăm de frații care au fost înaintea noastră, care au slujit, care s-au sacrificat, care au făcut lucrarea lui Dumnezeu cum au putut ei mai bine. Dar vedem astăzi nevoia, cel puțin în județul Mureș, nevoia de slujitori, nevoia de oameni care să se dedice lucrării lui Dumnezeu. Și doresc ca Domnul să binecuvinteze lucrarea în continuare în județul nostru și nu numai. Dar acum suntem aici în județul Mureș și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze lucrarea din județul Mureș. Domnul să scoată lucrători. Domnul să ajute pe cei care pot să facă lucrarea aceasta, să fie motivați în slujire și să ne ajute Domnul, de fapt, pe fiecare dintre noi să putem să ne ducem cu bine la îndeplinire slujba pe care El ne-a credințat-o. Lucrarea este a Domnului. Biserica este a Domnului. El este capul bisericii. El este cel care coordonează toate lucrurile. Noi suntem lucrători împreună cu El. Și zic, Doamne, ajută-ne fiecare dintre noi să putem să ne îndeplinim cu bine slujba. Și singuri nu vom putea să facem lucrul acesta. Dar ultimul verset care l-am citit din psalmul acesta, pe care l-au scris fiul lui Core, spune: Dumnezeul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Ceea ce vrem și astăzi aici să se facă în mijlocul nostru, să înălțăm numele Dumnezeului nostru, care a sprijinit lucrarea care s-a făcut până acum, care a fost cu noi. El a fost cu noi și va fi cu noi, ca a promis că va fi cu noi până la sfârșitul vieții noastre. Și noi ne bazăm pe puterea Lui, pe călăuzirea Lui, pe ocrotirea Lui, pe ajutorul care El ne dă în fiecare zi. Haideți să ne ridicăm, dragii mei, și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și să cerem de la Dumnezeu putere. Fiecare lucrarea care Dumnezeu ne-a încredințat-o, să putem să o ducem cu bine până la sfârșit. Cine va arăta până la sfârșit, spune Biblia, acela va fi mântuit. Și Domnul să ne ajute până la sfârșit să putem să mergem aproape de Domnul și apoi să ne rugăm ca Domnul să mai scoată în continuare. A spus Domnul Iisus Hristos, rugați dar pe Domnul secerișului ca El să scoată lucrători. Ne rugăm Domnul să se înture și să binecuvinteze în continuare lucrarea. Amin. Când vom încheia rugăciunea în comun, prin fratele păstor Vasile Petrina, laudă numele Tău, Doamne. Și întinderea lor păstește lucrarea mâinilor Tale. O zic, stoisește altia despre Tine, Doamne.
și oștirea cerească cântă laudele tale și strigă neîncetat, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Dacă ei care n-au fost răscumpărați, laudă și înalță numele Tău mare și spun din toată ființa lor, vrednic este Mielul care a fost rupiat. Să primească slava, gloria, cinstia, onoarea, stăpânirea și puterea. Ne alăturăm noi în ziua de astăzi celor de acolo și spunem, vrednic ești Mielul lui Dumnezeu, ca numele Tău să fie înălțat, numele Tău să fie glorificat și slava Ta să se arate pretutindeni în ceruri și pe pământ. Venim cu umilință și cu smerenie înaintea Ta și îți mulțumim pentru răscumpărarea adusă și dată de Tine prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Slavă Mielului Dumnezeu! Aleluia Celui Înălțat! În tronul de glorie care este, care era și care vine. Suntem aici adunați în numele și pentru numele Tău. Înălțăm acest nume mai pe sus de orice nume. Așa ne învață Scripturile și noi vrem să facem acest lucru. De aceea te rugăm, binecuvintează întâlnirea noastră, Doamne. Atinge fiecare inimă din locul acesta și pune conștiință responsabilitatea care ne-ai dat-o fiecare dintre noi. În primul rând slujitorilor și apoi nouă tuturor, Doamne. Doamne Iisuse, înainte ca să pleci la ceruri, Tu ai înălțat o rugăciune către Tatăl și printre altele ai spus, Eu Te-am proslăvit aici pe pământ. Doamne, știm că și noi trebuie să Te proslăvim aici pe pământ. Prin ceea ce suntem în primul rând și apoi prin ceea ce facem. Și ai continuat să spui, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Suntem conștienți că fiecare dintre noi, atât slujitori, de un rang sau de altul, că se întregi comunități, Tu ne-ai dat o lucrare. Te rugăm astăzi, pe toți, ajută-ne să ne îndeplinim lucrarea și slujba la care ne-ai chemat, Doamne. Cu smerenie, cu credincioșie în ascultare, așteptând și plăbim ziua venirii Tale. Te rog pe înțelepciunea astăzi tuturor să ne aplicăm privirile și inima asupra cuvântului Tău. Știm că și cuvântul Tău ne va învăța astăzi, ne va lumina mintea, inima, ființa noastră întreagă. Ajută-ne să primim cuvântul Tău cu bucurie, Doamne. Să lăsăm să locuiască în adâncul inimii noastre și în viața de zi cu zi, prin puterea Ta și călăuzirea Duhului Sfânt, ajută-ne să împlinim cuvântul Tău. E ca binecuvântarea Ta să rămână peste toată adunarea, peste toată slujirea și noi cu toți să avem o inimă deschisă pentru laudele Tale, pentru prezența Ta, pentru cuvântul Tău și biserica Ta să spună din toată inima Amin! Amin! Vă invit să reocupați locurile. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Spune cuvântul Scripturii care zilnic ne poartă în carul lui de biruință. Mulțumim Domnului pentru această zi specială, așa cum deja ați auzit, s-a amintit în locul acesta, avem o sărbătoare la Betel. Cum să o numesc mai exact? Predare de ștafetă. Un frate iubit, un frate scump de noi, care a cărmuit această biserică timp de 20 de ani, se retrage din slujire în un fel, din slujba de păstor coordonator, păstor principal al bisericii, și noi astăzi suntem aici alături de dânsul, să-i aducem mulțumiri și să spunem din toată inima Dumnezeu să-L binecuvinteze. Amin. Doresc Domnul de asemenea să binecuvinteze adunarea întreagă. Frați, surori, prieteni, oaspeți, de aproape, de departe, fiți binecuvântați de Domnul. Și bine ați venit la Betel.
Vreau să salut în mod special corpul pastoral din județul Mureș, fraslujitor și nu numai, și din alte părți, prieteni, invitați de fratele Tuțu Aron, din alte localități din țară, nu le numesc să nu sape spre una, vă spunem bun venit aici la Betel. Fiți binecuvântați de Domnul, dumneavoastră împreună cu soțiile dumneavoastră și cu cei dragi. Domnul să vă binecuvinteze. Salutăm de asemenea între noi, în mod deosebit, ca și invitat din partea comunității de Cluj, pe fratele Vasilică Bojor, împreună cu soția, Domnul să-l binecuvinteze, vicepreședinte al comunității, este cu noi azi la această sărbătoare. Domnul să-l binecuvinteze și vedeți. Dorim în continuare această zi să fie sub supravegherea Domnului și să lăsăm pe Domnul El să conducă. Sigur, noi suntem oameni, suntem în mâna Lui, dar Duhul Domnului să lucreze prin noi toți. Doresc lucrul acesta. Amin. Salut, nu în ultimul rând, ne vizitează cineva din Statele Unite, un musafir mai special pentru prima oară aici, cred, îl salutăm cu mult drag pe fratele Marcus Bujdei din Biserica Elim, Chicago, SUA. Domnul să vă binecuvinteze și spune bun venit în mijlocul nostru. Sigur, programul se va derula după un anumit desfășurător. Vom da loc tuturor intervențiilor care vor fi aici și dorim în toate numele Domnului să fie slăvit și binecuvântat. Amin.
Doresc să vă prezint în minutele următoare un scurt istoric a activității fratelui Tuțoaru. De când a ajuns în Plaiurile Bureșene, a Târgu Mureșului și, dacă e liniște și mă ascultați, sper să înțelegeți tot ceea ce voi citi eu aici. Scurt istoric, pastor Petru Aron, 50 de ani de slujire. Zilele acestea s-au împlinit 50 de ani de când tânărul Aron Petru, Tuțu, după cum îi spuneau cei apropiați și spun și azi, a venit la școală la Târgu Mureș și a intrat pentru prima dată în biserica penticostală din acest oraș, biserică ce funcționa la acea vreme la adresa de pe strada Pășunii, numărul 14. A rămas profund impresionat de atmosfera spirituală pe care a întâlnit-o. Se simțea încă trezirea spirituală ce avusese loc în anii aceia, în mai multe biserici penticostale din zonă, printre care și biserica din Cecălaca, de unde provenea. A fost încântat de cântările și rugăciunile cu har, de predici și predicatori, de tineri, de instrumentiști, de corul bisericii, pe atunci dirijat de fratele Vasile Petrina. S-a integrat repede în viața bisericii. A intrat în corul bisericii ca și tenorist. A cântat la acordeon, făcând o trupă bună cu Vasile Petrina, Doru Pop, frații Cosmi, Uțu Judeu și alții. Deplasările care se făceau la alte biserici împreună cu cântăreții de la Mureș erau deosebite. Iar fratele Gusti Belindean și Iacob Pop vesteau cuvântul cu putere, fapt ce avea să lase amprente puternice în formarea spirituală a acestor tineri slujitori, printre care se număra și tânărul Aron Petru. În fiecare duminică seara era program din partea tinerilor, iar fratele Gusti a început să-l folosească la câte un îndemn de rugăciune pe tânărul Petru Aron, împreună cu alți tineri din acea generație, pe care îi considera ca având chemarea pentru slujire. A urmat apoi implicarea sa inclusiv la programele de duminică dimineața, așa încât la vârsta de 18 ani a început să slujească chiar la slujbe mai solicitante, ca în mormântări, unde participa alături de fratele Gusti Belindean sau Costin Aurel, dar și împreună cu alți colegi mai bine. În anul 1973, fratele Aron Petru se căsătorește cu Nela. Prin Harul lui Dumnezeu sunt binecuvântați de Domnul cu 5 copii. Florin, Licia, Noema, Lavinia și Raluca. Domnul să le binecuvinteze casa. După plecarea la Domnul a fratelui Gusti în 1979 și a fratelui Iacob Pop în 1980, greutatea slujirii în biserică a căzut pe umerii celor trei frați mai tineri, Vasile Petrina, Iacob Bervianu și Aron Petru. Fratele Aron a fost ales în comitetul bisericii ca și casier, responsabilitate pe care a îndeplinit-o pe parcursul a două mandate. În acest răstimp au avut loc două evenimente în cadrul bisericii. Unul nefericit, și anume demolarea bisericii de pe strada Pășunii, dar și unul mai favorabil, construcția de pe strada Toamnei, numărul 21. Astfel, în zilele acelea, fiecare seară, lucra la rezolvarea multor acte care trebuiau făcute implicit prin funcția pe care avea de casier. Era și dirijorul principal al corului, conducea și cântările comune în biserică, acompaniind la ore. În anul 1986 a fost ordinat ca diacon, slujbă care i-a adus în plus un alt set de responsabilități spirituale, vizite, consiliere. Astfel, perioada 1980-1990 a fost pentru el cea mai grea perioadă, fiind cel mai ocupat slujbaș din biserică. Sora Nela, soția dânsului, s-a jertfit mult pentru lucrarea Domnului, fiind alături de El și creind un timp pentru slujire pe toate laturile. Fără ajutorul ei, n-ar fi putut sluji cu eficiență. Îi mulțumim, sorei Nela. La aceste
acestea se adaugă multe înmormântări și evangelizări la care a trebuit să slujească în tot județul. Era și perioada de sărăcie în România, când pâinea și alimentele erau pe cartelă și mereu veneau musafiri din țară, uneori chiar cu autocare. Musafiri care trebuiau serviți și cazați. Aducem un cuvânt de mulțumire pentru toate familiile care s-au implicat în această lucrare, atunci, la vremea aceea. A urmat apoi Revoluția din decembrie 1989, eveniment care a adus în România libertate și speranță. În primul trimestru al anului 1990, fratele Aron Petru a fost ordinat ca presbiter în biserică, iar în vara acelui an a fost ordinat ca păstor, preluând 8 biserici în pastorație din sectorul fratelui Aurel Costin, care se pensionase între timp. În Biserica Betel a slujit 8 ani, 2 mandate ca pastor asistent, alături de fratele Iacob Berdianu, fratele Vasile Petrina fiind ales atunci ca și păstor principal. În anul 1993 s-a vândut localul Bisericii Pentecostale de pe strada Toamnei 21 și s-a achiziționat casa și terenul de pe strada Oron Ianoș 24-26, unde la data de 1 mai 1994 s-au început lucrările de construcție a Bisericii Pentecostale Betel. În 1998 a fost ales ca pastor principal al Bisericii Betel, frații Petrina și Berdianu fiind păstori asistenți. În anul 2003, cei doi păstori au deschis o biserică nouă, Biserica Betania, într-o altă parte a orașului. A început o nouă provocare. Pe de o parte, după 9 ani de la începerea construcției, clădirea era în roșu și nu se vedea la orizont nicio șansă de terminare. Iar pe de altă parte, în plan spiritual, s-a micșorat numărul lucrătorilor. Dumnezeu însă a rămas credincios promisiunilor sale și a deschis noi oportunități. Iar în 2 ani, mai exact în vara anului 2005, a avut loc inaugurarea Bisericii Betel, actuala locație în care suntem. Aducem cu acest prilej mulțumiri întregii biserici, care s-a mobilizat exemplar, a făcut pasul prin credință, mulți din membrii bisericii dând chiar și peste puterile lor. Dar mai presus de toate, îl slăvim pe Dumnezeu, Cel care a onorat credința manifestată și eforturile depuse de întreaga biserică. În plan spiritual, împreună cu Comitetul Bisericii, s-a pus baza pe rugăciune, pocăință, lucrarea Duhului Sfânt, unger cu un de lemn, stăruința după botez cu Duhul Sfânt. Seriozitate, simplitate, lucruri care în timp au adus roade și s-a văzut lucrul acesta. Au fost ordinați noi slujitori, diaconi, presbiteri și păstori, oameni vrednici care au adus cinste lucrării lui Dumnezeu. S-a lucrat la bună înțelegere și respectul între slujitori, așa încât avem pace în biserică și putem declara fără a ne mândri și mulțumind lui Dumnezeu că la ora actuală avem o biserică așezată, matură și echilibrată. Suntem recunoscători dar lui Dumnezeu pentru ajutorul și călăuzirea sa. Slăvit să fie Domnul! În cei 20 de ani de slujire ca pastor principal, 1998-2018, a fratelui Aron Petru, mulțumim totodată colegilor slujitori, fără de care nu s-ar fi putut realiza aceste lucruri. Și bineînțeles, întregii biserici, pentru ajutorul, sprijinul și încrederea acordate în această perioadă. Vă mulțumim dumneavoastră tuturor. Domnul să vă binecuvinteze. Credem că și în continuare Domnul va fi stăpânul acestei biserici și ne va binecuvânta cu realizări mari pe mai departe. Fratele Aron este încrezător că noua conducere a bisericii va continua lucrurile bune, începute și chiar le va îmbogăți. De aceea ne alăturăm Apostolului Pavel care spune și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Slujirea fratelui
Nu au fost ani ușori, dar lucrând împreună am reușit să trecem peste toate și Domnul ne-a dat biruință. Acum, când ați ajuns la vârsta pensionării, noi, întreaga biserică, corpul pastoral al Bisericii Betel, comitetul, vă mulțumim pentru toată activitatea, efortul, lucrarea făcută la Betel, devotamentul și dăruirea de care ați dat dovadă. Azi predați ștafeta, dar nu slujirea. Domnul să vă întărească în continuare lucrarea. Vă dorim mulți ani binecuvântați cu Domnul, alături de familie și de cei dragi. Să rămâneți alături de noi, în slujire, întărind și îmbărbătând pe frații în continuare, astfel încât, lucrând împreună, Biserica Betel să propășească în continuare. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Amin! Vreau să invit acum în minutele următoare pe fratele Tuțu și pe sora Nela să ia câte un loc aici în față. Împreună amândoi. Rog lucrul acesta. Și în continuare, ca și semn de apreciere, pentru activitatea fratelui Tuțu, noi ca și Biserică Betel ne-am gândit să îi facem o mică atenție sau micuții atenții mari din partea noastră și în acest sens doresc să-i mânez o plachetă, frate Cristi, o plachetă în semn de recunoștință anilor de slujire a celor 20 de ani de păstor principal. Aici este o plachetă pe care conducerea bisericii a comandat-o și scrie de ea. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului. Pastor, mă rog, pentru 50 de ani de slujire, 20 de ani pastor senior. Biserica Pentecostală Betel de Mureș și 15 iulie 2018. Toate cu Zoom, Domnul este fraților, a surorilor, a tinerilor și din partea copiilor, pentru cuvânt din partea Bisericii de Tel, vrem să vă acordăm cu atenție. Este vorba de la un foto și se spune că atunci când ajungeți la pensie, există timp mai mult. Când vă veți uita în acest album, să vă amintiți de frații din Biserica de Tel. Vă mulțumim mult pentru tot ce ați făcut și Domnul să vă binecuvinteze. Ceva inedit pentru fratele Tuțu, vă rog liniște, se va proiecta ceva, să ascultăm, să privim și apoi vom anunța. Astăzi poate fi ziua în care să te uiți cu bucurie și satisfacție în trecutul tău, la tot ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Dar drumul va continua și doresc ca Dumnezeu să te ajute astăzi să rostești binecuvântarea pentru cei ce vor veni. Așa cum Ioan Botezătorul spunea, de acum eu trebuie să scad și el să crească. Să fii fericit și să ai maturitatea oamenilor mari a lui Dumnezeu, bucurându-te de ceilalți care vor rămâne și care vor conduce și vor ține lucrarea Domnului. Sănătatea ta să ține cât zilele tale. Doamne ajută! Pentru mine, frate Tuțu, reprezinți generația de la care am învățat și de la care am preluat ștafeta. Copil fiind, adolescent, priveam la tine și la ceilalți de vârsta ta și vă admiram credința și dedicarea pentru lucrarea Domnului. Pentru mine ești și vei rămâne un exemplu de om al credinței, un om înțelept și echilibrat, un slujitor statornic care a înțeles pe deplin responsabilitatea ce a fost pusă pe umeri de Dumnezeu. Noi oamenii avem uneori tendința să evaluăm pe slujitor doar după lucrarea ce o lasă în urmă.
Însă evaluarea nu e completă dacă nu ne uităm și la moștenirea spirituală ce o lasă un slujitor copiilor săi. În această privință pot să spun cu certitudine că am putut vedea moștenirea spirituală pe care a lăsat-o în copiii tăi, în mod special în Ligia și Raluca. Astăzi însă nu se încheie slujirea ta, ci este de fapt un punct de referință al acestei slujiri. Este ziua în care privește înapoi cu satisfacție și personal pot spune cu tărie că ai lăsat în urmă o lucrare și o mărturie frumoasă. O mărturie ce va avea un impact etern. Mulțumesc mult, Tuțu, pentru tot. Și Dumnezeu să te ajute să te bucuri de lucrarea pe care ai lăsat-o în urma ta și privind înainte să te bucuri de ceea ce Dumnezeu ți-a pregătit. Frate Tuțu, vreau să-ți mulțumesc pentru prietenia și colaborarea pe care am avut-o timp de mulți ani. Am apreciat foarte mult caracterul tău, devotamentul pe care l-ai avut, înțelepciunea și călăuzirea sfântă de care te-ai bucurat în anii aceștia de slujire în pastorație. Vreau să te salut din suflet cu un cuvânt din Sfânta Scriptură, din 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 11. Da, frate Tuțu, Domnul să te binecuvânteze. Până acum ai slujit Domnului înregimentat, de acum poți să slujești aceluiași Dumnezeu într-un mod liber, timpul trece, dar cred că Dumnezeu te va ajuta atâta vreme cât vei mai trăi să slujești pe Domnul la fel, cu mai multă râvnă, dar ca un om liber. Domnul să te binecuvânteze, să te bucuri de pensie, dar să nu crezi că s-o termina slujirea ta. Domnul încă are nevoie de tine atâta vreme cât îți dă viață. Să vă binecuvânteze Domnul pe dumneavoastră, familia, biserica și tot ce vă doriți cu El. Iubiți frați și surori, pentru Biserica Pentecostală Betel din Târgu Mureș, ziua de 15 iulie 2018 este o zi deosebită. Păstorul Tuțu Aron se retrage din slujba de păstor coordonator. Rămâne păstor în biserică și în cultul creștin pentecostal din România. Slujba de păstor coordonator o preia fratele Sever Onițiu. În numele conducerii cultului creștin pentecostal din România, mulțumesc fratelui Tuțu Aron pentru lucrarea pe care a făcut-o. L-am cunoscut în anii tinereții și l-am apreciat ca un slujitor credincios și consacrat. Dumnezeu să-i răsplătească pentru tot ce a făcut, să-i dea sănătate și har, să-i binecuvânteze familia și să-l ajute să continue să lucreze pentru Domnul. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică și să ne ajute pe toți ca în aceste vremuri grele să facem ce a spus Domnul Iisus Hristos. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Să ne ajute Domnul să ducem mântuirea până la capăt, să lucrăm împreună cu El pentru mântuirea celor pierduți și zidirea bisericii sale, să veghem și să așteptăm izbăvirea noastră, care va avea loc la răpire. Amin. Slăviți să fie Domnul! Frați și surori, stimați colegi, slujitori, m-ați răsfățat pe dreptul până acum deja cu ceea ce am văzut, a fost o surpriză. Mă bucur mult să am ocazia să vă mulțumesc în această zi. Să fim la o slujbă specială. Vreau să vă spun că nu ies la pensie, ci doar mă retrag din
poziția de pastor coordonator, așa cum deja s-a spus, pentru ala acolo cu 80 de ani, dacă trăim, te retragem și la pensie. Pentru mine e o zi de bucurie, e o zi de împlinire astăzi, o zi în care mulțumesc lui Dumnezeu împreună cu voi toți pentru ceea ce Dumnezeu a făcut cu noi și pentru lucrarea care am făcut-o împreună. Nu sunt așa grozav cum au spus frații, dar mulțumesc că cuvintele frumoase, întotdeauna sunt plăcute. Aș vrea ca toate aceste cununi cu ghilimele de rigoare să le pun la picioarele Domnului, ca în ziua aceea El să El să ne pună tuturor cununa. Au fost ani frumoși și după 50 de ani de slujire și după 28 de ani de păstorire, după 20 de ani de pastor principal, am găsit de cuvință că trebuie să fac pasul în spate și a lăsat pe alții mai tineri și mai viguroși să meargă înainte, noi urmând să turnăm apă pe mâinile slujitorilor care vin după noi, să sprijinim lucrarea lui Dumnezeu, nu sprijinim un om, ci sprijinim lucrarea lui Dumnezeu, indiferent care este acel om, acel slujitor, pe care Dumnezeu și Biserica l-a ales. Și sigur, pentru următorul timp, fratele păstor Severonițiu va fi acela care va merge în față, iar noi ceilalți slujitori vom ajuta lucrarea lui Dumnezeu. S-au făcut lucruri frumoase în acești 20 de ani și pe plan spiritual și administrativ. Nu mi le asum mie, doar le-am făcut împreună. Fără voi nu puteam să le facem și voi fără mine nu puteați să le faceți. Mulțumesc tuturor, fraților, surorilor, mulțumesc tinerilor, corului bisericii, corului bărbătesc, tuturor celor care au slujit și am făcut împreună o lucrare bună în acești ani. N-aș vrea să uit de familia mea, să mulțumesc soției mele care s-a sacrificat așa cum am arătat în prima parte a istoricului pentru lucrarea lui Dumnezeu. Să mulțumesc copiilor mei care au fost alături de mine, care m-au încurajat în momente grele, au fost și momente dificile, că așa este în slujire, însă Dumnezeu ne-a ajutat și Dumnezeu a fost cu noi. Mulțumesc fraților slujitori și de pe câmpie și salut bisericii care le-am păstorit și care în continuare încă mai trebuie să le păstorez până când vom găsi de alții mai tineri și în zona aceea să le păstorească. Tuturor mulțumiri, Domnul să vă binecuvinteze. E o zi și de bilanț. Cum spunea primul ministru al Angliei, Churchill, cândva mă uit în spate ca să văd unde duce calea mea. Și Ieremia spunea să ne uităm la urmele pașilor noștri și să vedem ceea ce am făcut. Pentru mine este și o zi de bilanț, ca și slujitor al lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să primească tot ceea ce am făcut și va primi cu inimă curată. Sigur, am făcut și greșeli, sunt sigur de lucrul acesta și acelea trebuie să mi le asum. Mă veți ierta atunci pentru momente când probabil n-am fost la înălțimea la care ați așteptat. Și Dumnezeu să aibă îndurare în ziua aceea față de noi, față de toți, să treacă peste greșelile noastre și
și să primim partea de moștenire și cununa slavei și cununa vieții care e pregătită pentru fiecare slujitor. Privesc cu speranță și cred că biserica noastră are viitor, avem tineri, avem copii în biserică, avem slujitori care vor duce mai departe lucrarea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc încă o dată și fiți binecuvântați! Slăviți să fie Domnul Iisus! Mulțumesc Domnului pentru momentul ăsta și fraților, păstori, colegi, mai în vârstă, unii cu experiență, poate am început lucrarea cam în același timp, unii, dar îmi revine slujba asta mie azi și când frații mi-au credințat-o, m-am gândit la ce spunea Dwight Moody, când a fost întrebat de un tânăr student la teologie, cum i-a fost predica lui. Și a zis, predica ta, tinere, a fost bună, dar trebuie trei lucruri să mai faci. Trebuie să o tai la cap, la coadă, să-i dai foc la mijloc. Acum, eu voi face mijlocul, ceea ce înseamnă tăiatul și frații care sunt aici, având în vedere că reprezentantul din Antiohia este aici, va face slujba finală și împreună va face. Vreau să mulțumesc Domnului pentru acest moment și nu sunt încă pensionar, dar apă este aproape de pielea mea, așa că mă simt în ziua de astăzi ca și Tuțu și mi-amintesc în timp ce se spuneau cuvintele astea așa de frumoase de un pastor din America care a ieșit la pensie, Ray Hughes, un pioner al credinței pentecostale de la începutul secolului trecut, și care spunea Dumnezeu să vă ierte pentru tot ce ați spus așa de frumos față de mine. Dumnezeu să mă ierte și pe mine că mi-a plăcut ce ați spus. Așa că... cu ajutorul Domnului aș vrea să dau cuvântul celorlalți frați care sunt azi aici. Poate împreună cu prietenul meu, cu părintele meu spiritual din America, Alvin Pornin, și soția lui care sunt aici, la momentul respectiv voi putea să spun câteva cuvinte, dar Tuțule, uitându-mă la tine și cunoscându-te de o viață, am realizat că orice cântăreț are șansa să ajungă rege. Eu pe tine te știu cu acordionul, dacă te-am cunoscut în copilărie chiar și la școală, au fost cei 3 ani când ai venit la profesional, după ce am venit noi aici, și ce am observat în viața acestui om, și ca cumnat și slujitori împreună și ne-am consultat în repetate rânduri în ceea ce privește slujirea, sunt 3 lucruri care le-am subliniat în mod special. Unul dintre ele, în viața lui Tuțu Arun, a fost stabilitate. Foarte multe lucruri au mers în sus și în jos. Multe lucruri au alunecat într-o parte și în alta. Am discutat cu el subiecte de teologie, de strategie, de toate. Și un lucru care l-am văzut și pe care a rămas a fost stabilitate. Al doilea lucru a fost consecvență. Indiferent cum au mers lucrurile și cum au fost oameni, situații, conjuncturi în jurul nostru, că a fost mai bine sau mai puțin bine, a fost o consecvență care am văzut-o în ceea ce
adevărată. Când alții au spus povești, când alții au făcut biserica și-au distrat-o și-au prăbit poate girafele, s-au distrat caprele, Tuțu Aron, așa cum vedeți, și cum s-a spus și se va mai spune azi aici, a fost omul care a avut consecvență. Dacă a trebuit cuvântul ținut, dacă a trebuit rugăciunea amplificată și subliniată, dacă a trebuit viața aceasta de a urma pe Hristos în simplitate, în adevăr, în exemplu personal, în ceea ce înseamnă să fii lumină, am văzut-o la Tuțu. Și apoi, frații vor spune mai mult, la asta mai este mult de lucrat încă la viziune, dar frații deja au spus aici, de oameni care au venit din urmă, de slujitori, de slujire, de toate, și cred că viața de pensie, cum deja eu am început, este să scriem, să mentorăm viața, să învățăm, să fim alături de ei și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a ajutat până aici și să mergem înainte cu ajutorul Domnului. Mă opresc aici, dar nu înainte să le-am spune din Scriptură, pentru că frații vor avea cuvinte de predică în dimineața asta. Ceea ce spunea Apostolul Pavel în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 27, referindu-mă la toți slujitorii și la colegii mei de aici azi, căci nu m-am ferit să vestesc, să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Este o atenționare pentru noi în vremea asta, când slujba de pastorație nu este una de a sta în față și de a sta pe tribună și de a fi aplaudați. Foarte mulți au considerat-o, dacă o face cineva la adevărata ei chemare, Apostolul Pavel spune aici, n-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva, sigur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă ca să vă arăt că lucrând astfel trebuie să faceți și voi așa. Și asta este valabil pentru păstorul care urmează și preia ștafeta pentru noi toți să ne ajute Domnul și în final să putem spune, cum spunea Pavel, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea și am păzit credința. Ca mâine, în amfiteatrul Văzduh, se va prezenta Domnul și va începe să citească numele. Printre el, cred că va fi și Aron Petru. Acum, aș vrea să dau cuvântul pentru cei care sunt pregătiți să slujească. Corul mixt va lăuda pe Domnul cu cântare. Urmează poezie prin Flavia Dumitru și apoi scurte mesaje, așa cum deja sunt anunțați frații Lela Daniel, Mar Samuel și Murar Ștefan, doi dintre ei sunt chiar ginerii fratelui păstor Aron, nu doar la nimereală, ci providențial el se cheamă și Aron, e o familie levitică de la tatălui și apoi familia și el în continuare. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze pe cei ce vor sluji în continuare și familia în întregime să fie o mărturie pentru Domnul Iisus.